Putem începe. Stimați reprezentanți ai presii, bună ziua! Astăzi, împreună cu domnul ministru al Finanțelor, Dumitru Budeanschi, vom prezenta informații privind ajutoarele materiale și financiare acumulate pentru gestionarea crizei refugiaților din Ucraina. Pentru început, vă prezint câteva date tradiționale. În data de 24, ora 6, pe teritoriul Republicii Moldova se aflau puțin peste 100.000 de refugiați din Ucraina, dintre care peste 49.000 sunt copii. În cele 107 centre de plasament din țară, dintre care 44 sunt în municipiul Chișinău, sunt cazați peste 4.100 de refugiați, majoritatea femei și copii. În centrele de plasament mai sunt disponibile peste 4.350 de locuri. Refugiații care se află în familiile cetățenilor Republicii Moldova și caută un alt loc de cazare pentru perioada următoare pot telefona la linia verde 0800 811. Colegii noștri le vor recomanda centrele de plasament disponibile. De asemenea, peste 8.000 de copii din Ucraina sunt la evidența instituțiilor de specialitate în domeniul educației. Dintre aceștia, 5.572 de copii sunt de vârstă școlară și 2.500 de vârstă preșcolară. În prezent, peste 1.400 de copii sunt încadrați în școli și grădinițe. În continuare, revin la subiectul conferinței de presă. Începând cu 27 februarie și până astăzi, Moldova a înregistrat 221 de loturi de ajutare umanitare de la diferite organizații internaționale și asociații obștești. Mai mult de 75% din acestea au venit în adresa societății civile și organizațiilor internaționale și sunt gestionate de acestea. O altă parte din ajutoarele umanitare au fost recepționate direct de către autoritățile publice locale și doar o mică parte din aceste loturi de ajutare umanitare au fost adresate Ministerului Muncii și Protecției Sociale, fiind stocate și distribuite de la depozitul din orașul Vatra. Continuăm să distribuim ajutoare umanitare pentru primăriile și centrele de plasament din țară, din stocurile pe care le avem în depozitul central din orașul Vatra și cel de la Moldova Film, acumulate de la cetățenii din diaspora și asociații neguvernamentale ajunse în Moldova fără o adresă de destinație și fără acte de însoțire. De exemplu, doar pe parcursul zilei de ieri, 23 martie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a înregistrat 30 de solicitări de produse alimentare și bunuri de primă necesitate din partea autorităților publice locale, care au fost procesate deja și în cel mai scurt timp vor distribui produsele solicitate conform disponibilității stocurilor. În același timp, prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, Moldova a primit ajutoare umanitare sub formă de bunuri și produse în valoare de peste 6,6 milioane de euro. Toate ajutoarele sunt repartizate conform necesităților centrelor instituite sub egida Ministerului Afacerilor Interne pentru gestionarea fluxului la frontieră. Ajutorul umanitar primit prin intermediul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene conține echipament și instalații pentru adăposturile de refugiați, corturi, paturi, pături, articole de igienă, produse alimentare și farmaceutice, dar și alte produse de primă necesitate. Mai exact, au fost recepționate peste 800 de corturi, circa 1.300 de saltele, aproape 20.000 de pături, peste 2.700 de seturi de lingerie de pat, aproape 19.000 de seturi igienice, peste 500.000 de măști chirurgicale, dar și 7 ambulanțe și consumabile pentru ele, 33 de încălzitoare, 17 generatoare de curent electric, 155.000 de litri de motorină, 150.000 de litri de benzină și 5.000 de tone de păcură. În continuare, îl rog pe domnul Budeanschi să vină cu informația actualizată privind contul unic de colectare a donațiilor financiare deschis de Ministerul Finanțelor. Bună ziua! Eu foarte pe scurt o să vă spun câteva cuvinte referitor la contul care este deschis la Ministerul Finanțelor și vreau să atrag atenție că acesta este unicul cont a Guvernului pentru colectarea resurselor ca donații pentru refugiații din Ucraina. De asemenea, astfel de conturi și campanii de colectare sunt la nivel diferite fundații, autorități publice locale și alte organizații. Ministerul Finanțelor a deschis un cont. Toate rechizitele privind contul de colectare a mijloacelor sunt
publicate pe pagina web a Ministerului Finanțelor. De asemenea, acest cont prezintă informația de două ori pe zi privind încasările, odată la ora 9 și odată la ora 3. Acolo fiecare poate să vadă care este suma la momentul respectiv în cont. De asemenea, există și o alocare a resurselor, ce tipuri de cheltuieli au fost alocate resursele. În continuare, de asemenea, pe pagina Ministerului Finanțelor va fi și raportul cum aceste mijloace financiare au fost utilizate. Schema de utilizare a resurselor sau procesul de luare deciziilor pe utilizare mijloacelor din acest cont este în felul următor. Mijloacele colectate pe, din acest fond, în baza deciziei Comisiei Situații Excepționale sau a hotărârii de guvern, sunt alocate pe necesități, iar în continuare toată raportarea, evidența și așa mai departe este menținută conform cadrului legal existent privind fondurile de intervenții. De asemenea, pentru a avea o evidență strictă privind anume subiectul refugiaților în sistemul fiscal, a fost introdus la clasificația programelor o activitate cu această denumire, astfel încât toate cheltuielile utilizate în acest domeniu vor fi, va fi posibil de urmărit și de văzut unde și care sunt sau care au fost resursele cheltuite. La moment în cont avem 46,7 milioane lei, din care 19,2 milioane lei au fost 19,2 milioane lei, 912.751.000 euro și 493.241.000 dolari. Suma totală în lei moldovenești donată de persoanele fizice și juridice, după cum am spus, constituie 19,2 milioane, din care 4,9 milioane sunt donate de către persoane fizice și 14,4 milioane de către persoane juridice. Dacă așa, în mediu putem să spunem că o persoană fizică a donat aproximativ 1.350 lei și o persoană juridică undeva în jur de 42.500 lei. Ca număr pot să vă spun că persoane fizice au donat 3.692 persoane și persoane juridice 339. Majoritatea din acestea sunt persoane moldovenești, adică din Republica Moldova. Din suma de 912.751.000 euro, 39.621 este suma donată de persoane fizice și 873.000 de euro este suma donată de persoanele juridice. Din suma de donată în dolari, 47.154 sunt donate de persoane fizice și 446.000 de persoanele juridice. În total, în valută străină au donat 198 de persoane fizice și circa 13 persoane juridice. Pe persoane fizice, aproximativ, suma medie este de 8.500 lei. Sunt câteva companii care în Republica Moldova care au donat mai mult de 1 milion. Sunt 4 astfel de companii. Utilizarea la momentul dat, din cele 46,8 milioane lei, au fost utilizate sau au fost mai corect alocate 31,3 milioane lei pentru întreținerea centrelor de plasament și adăpost temporar,
și 3,8 milioane lei pentru deblocarea rezervelor materiale din rezerva de stat pentru asigurarea cu mărfuri de primă necesitate și condițiilor de plasare refugiaților. Deci, în total, 35,1 milioane lei. Referitor la raportare, raportarea pe utilizarea resurselor financiare are loc lunar, până la data de 15 a lunii imediat următoare. Raportarea se face pe, în detalii pe articolele cheltuite la Ministerul Muncii și Protecției Sociale de la centrele de plasament. Ministerul Finanțelor va prezenta un raport centralizat, de asemenea lunar, și un raport trimestrial pe utilizarea tuturor resurselor din, nu doar din resursele fondului de donații, însă și din resursele bugetului de stat. La ziua de azi, din resursele bugetului de stat au fost alocate de asemenea încă 200 de milioane lei. Iată, aceasta este pe scurt ceea ce am vrut să vă spun. Deci așa, repere mari, din buget au fost alocate la momentul dat 200 de milioane de lei, din donații am alocat 35,1 milioane lei, din totalul de 46,8 milioane. Mersi! Bună ziua! Delia Ciocan, NTV Moldova. Ministrul Agriculturii a declarat săptămâna trecută în cadrul unei ședințe cu mai mulți agricultori că a fost elaborat deja un program de susținere a ramurii agricole și cumva a fost și trimis la guvern. Ministrul a mai spus că cel târziu săptămâna aceasta se va lua o decizie împreună cu Ministerul Finanțelor pe marginea pachetului dat. Iată, astăzi este joi și încă nu s-a anunțat nimic. Vrem să știm care este situația cu acel pachet, ce reprezintă el și pe când trebuie să aștepte fermierii ajutorul de la stat. Atunci când decizia va fi luată, dumneavoastră o să aflați despre ea. La moment se lucrează asupra măsurilor de susținere agricultorilor. Și ele sunt cu mult mai multe la număr. Este nevoie de o analiză amănunțită pentru a selecta cele mai bune măsuri. Mulțumesc. Și încă o întrebare. Domnule Udrea, toți oficialii care au venit în ultimele săptămâni la Chișinău au promis ajutoare și susținere financiară pentru buna gestionare a crizei refugiaților. Până astăzi, câți bani din cei promiși au ajuns în țară și care este destinația lor și cât ne-a costat până astăzi întreținerea refugiaților? Da, mulțumesc. Eu cred că noi am... Cred că și în conferințele de presă anterioare am anunțat despre, dacă ne referim la partenerii externi de dezvoltare, ne referim la acea donație care noi am primit-o în contul trezorial de la Ministerul Finanțelor, care este de la guvernul domnului Lituaniei, cred că da, dacă el a intrat. Alte intrări de la partenerii externi de dezvoltare nu le avem. Până avem de la Estonia. Și Lituania. Dar cine a mai transferat, mai durează o zi, două până ajung în cont? Da, dacă ne referim la contul trezorial, dacă ne referim la alte instrumente, cum ar fi suport bugetar sau altele, nu este nicio intrare în conturile bugetului. Până ce am recepționat ajutoare sub formă de bunuri, despre care numai ce v-am zis, care sunt ele și pentru ce sunt destinate. Maria Dimovci, TVR Moldova. Vreau să vă întreb despre un lucru. Mai multe centre de colectare au fost închise în ultima perioadă. Oamenii, și aici mă refer în special moldovenii, donează tot mai puțin și produse și haine. Dar nevoile refugiaților sunt tot mai mari. Acum că anotimpul s-a schimbat și ne așteaptă vremuri mai călduroase, ce preconizează guvernul în viitorul apropiat pentru a ajuta refugiații și, nu știu, poate revizuiți posibilitatea de a le oferi bani cash oamenilor ca să-și achite necesitățile lor? Am să răspund. Eu cred că e vorba de cele două programe care noi le-am anunțat anterior. Sunt gestionate și sunt pregătite de către
organizațiile internaționale, conform unor mecanisme și instrumente internaționale. Suntem în așteptarea lor. Sperăm foarte mult că în curând vom anunța despre lansarea lor. E vorba de programul de susținere a familiilor care găzduiesc refugiați și al doilea program de susținere financiară a refugiaților pentru a le asigura, exact cum ați menționat. Ele sunt dezvoltate și vor fi gestionate de către organismele internaționale. Dar nu avem încă ele pregătite. Parlamentul European a votat astăzi acordarea unui acord macrofinanciar pentru Republica Moldova în sumă de 150 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut de deputatul român, domnul Mureșan. Vreau să vă întreb, unde vor fi folosiți acești bani, destinația lor și când urmează ei să ajungă în țara noastră? Deci, dumneavoastră știți că acest program este suport bugetar, deci el vine în buget și se cheltuie pe prioritățile guvernului. Noi sperăm că acest program să ajungă în Republica Moldova undeva în luna iulie, până când o să fie trecute toate procedurile de aprobare. Suma 150 de milioane, dintre care 30 sunt grant, după cum eu așa știu. Acești bani vor fi folosiți pentru refugiați? Pentru că în ultima perioadă refugiați sunt tot mai puțini. Acesta este un program destinat suportului bugetar. Nu are o destinație anume unde trebuie să fie utilizați. Ei sunt utilizați pentru prioritățile bugetului. Deci nu au o destinație anume. Nu este un proiect. Nu este finanțarea unui proiect. Este suport bugetar. Deci sunt fonduri care de fapt vin în vederea susținerii politicilor statului prin bugetul de stat și nu vin în... Mulțumim! Mersi.